Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord, Învărsător, etalare pentru 15 august, 15 septembrie. Dar, în această etalare, aș vrea să pot exprima sau exprim o situație care a fost declanșată odată cu portalul de la 8 august. Și se manifestă în mod special între cele două portale, 8-a portaluri, 8-a, 8-a, 9-a, 9-a. În fine, am întârziat un pic, dar se mai întâmplă. Sper că a meritat așteptarea. Energia generală. A venit gândul și nu e de mirare pentru că sunteți semn de aer. Sau suntem, că și eu sunt aici cu ceva planete învărsători. Suntem semne de aer, într-un fel sau altul, nu contează ce alte zodii mai reprezentăm, dar gândim destul de mult. Eventual, gândim cum să ne bucurăm de dragoste, regina de apă, și cum să ne transformăm emoțiile în așa fel încât să putem să primim, dar să și dăruim. Undeva în spatele unei oglinzi există, sau mai bine zis, nu, chiar așa, da, în spatele unei oglinzi există, de fapt, adevărul. Și în spatele unei lacrimi există o dragoste profundă, 10 de cupe. Și totuși, această dragoste profundă, această fericire a fost pierdută datorită unei situații, unei situații, a unui personaj care nu a manifestat suficientă integritate. Șapte de aer, cu fi semn de aer, cu fi semn de pământ, cu fi alt semn de apă, cu fi, nu contează semnul. Da? În primul rând, un personaj în viața voastră sau a persoanei dragi a manifestat această gaia în extrem dusă. O energie foarte pământeană, doritoare de plăceri pământene, mai puțin integră și un picuț, dacă nu chiar mai mult, falsă. Și aici este înțelepciunea pe care a trebuit să o găsiți în această decepție, da? În această situație. Nu e trei de spade, trei de cupe, dar sunt niște legături karmice. Da? De-aia zic, în spatele unei oglinzi este adevărul. Oglinda fiind proiecția, falsitatea, unde este realitatea? Unde este realitatea în acest context? Realitatea este că ați fi putut să fiți fericiți cu cineva, puteți să fiți fericiți cu cineva, 10 de apă. Dacă reușiți să vă ștergeți lacrimile și dacă nu mai priviți în oglinzi, dacă nu mai căutați în proiecții și dacă reușiți să manifestați dincolo de mască și să manifestați integru ceea ce vă doriți. Am spus așa, pentru că trebuie să fiu foarte general, o etalare colectivă, poate această energie a altuia, dar ideea este că dacă ați trăit-o în preajma cuiva, o chestiune care ține de integritate, un personaj care n-a fost integru, a fost fals. Unii v-ar acuza pe voi, că așa știm povești, alții dintre cei cu planete învărsători acuză pe alții. Nu, asta este important, ci lecția. Și energia generală spune, gândul. Alegeți gândurile pozitive, alegeți gândurile pline de lumină, nu cele întunecoase, ca să puteți manifesta dragoste adevărată, sensibilitate, vulnerabilitate, senzualitate, în sensul emoțional al cuvântului, că senzual este și regina de monede, dar și nu vorbesc acum despre zodii, vorbesc despre elemente, senzual este și această regină de monede, dar în acest context pe care l-ați trăit voi cu cineva, nu a existat integritate și au fost măști. Da? Aici este lacrima. Hai să mai aleg încă o carte pentru vărsător, energia generală. Ia uite. Șapte de apă. Aici este. Și opt de aer.
Trebuie să vă eliberați de niște lanțuri mentale, în primul rând. Mentale. Ce dacă sunteți semne de aer sau avem planete în semne de aer, gândurile acestea ne pot lega sau ne pot elibera. Aici este, de fapt, energia cea mai importantă în această perioadă sau în general, zic eu. În general. Poate că unii dintre voi vă doriți o persoană, cum am zis mai devreme, sensibilă. Printre opțiunile pe care le aveți, aveți și acest personaj ca și potențial. Dar depinde foarte mult de felul în care gândiți sau felul în care îl vedeți. Da? Oricând puteți să vedeți vulnerabilitatea și sensibilitatea ca pe o... Voi sau oricine altcineva, eu vorbesc așa, totuși mă adresez vărsătorilor. E o discuție în doi, da? Între mine și voi, da? Oricând, de-aia zic gândul, depinde foarte mult cum gândim despre cineva, despre ceva. Și acum vorbim despre Regina de Cupe. Plânge cineva, un cățeluș mic plânge. Cineva plânge, că tot am văzut mai devreme. Între opțiunile pe care le aveți, aveți un personaj foarte sentimental. Da? Mare grijă cum îl priviți sau cum o priviți. Pentru că în funcție de cum o priviți și cum gândiți, se și manifestă această energie în viața voastră. Dacă voi gândiți că sensibilitatea este o slăbiciune, asta veți manifesta mai devreme sau mai târziu. Dacă veți gândi că sensibilitatea este o forță, vă veți bucura de sensibilitatea voastră și de oameni sensibili puternici. Hai să vedem totuși. Știu că sunt uneori abstract aceste prezentări, dar asta e o transformare prin care treceți voi sau altcineva, dar e tot un semn de aer. Energia vărsătorilor în acest context, care l-am prezentat mai devreme. Pentru mine, Regina de Apă este un personaj care oferă dragoste. Aici este, trebuie să, apropo de gânduri, da? Gândul, bufnița, trebuie să înțelegeți lucrurile. Să vedeți în noapte. Și nu doar că să vedeți, apropo de noapte, să vedeți în noapte, da? Nu doar să vedeți, dar să și înțelegeți. De fapt. E a noua carte din semnele de aer. Să nu cumva să vă pierdeți în prea multe gânduri, dar alegeți gândurile care sunt și alegeți-le pe cele pozitive ca să se manifeste visul. Pentru că toți avem vise, șapte de apă reprezintă un vis frumos. Toți avem vise. Dacă vreți să se manifeste visul frumos sau visul urât. Și dragii mei, nu vă blocați când vorbesc despre Regina de Apă, pentru că poate să fie orice alt semn. Poate să fie și un semn de foc. Semnele de foc pot să fie foarte emoționale. Este un personaj emoțional. Repet, poate că sunteți voi dacă aveți lună în pești. Da? Ia uite, tot apare Regina de Foc, da? Este un personaj care vă atrage, foarte atractiv, dar și sensibil. Și emoțional. Ia uite, șapte de cupe iar apare. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Gata, Murița? Hai să vedem totuși ce legătură au aceste cărți cu etalarea. Ia uite, o confuzie, luna, un mister sau un secret. Vedem. Cinci de monede, de spade, spade, de bâte, șase de bâte, cinci, șase, bine, nouă de bâte, așa și așa, diavolul. Aici este. Atenție cu gândurile. Diavolul poate să reprezinte și acest nouă de spade, întunericul ăsta în care voi trebuie să vedeți. E și aici întuneric. Bine, cu Saturn în vărsător, dacă aveți lună și Saturn, e clară. E clară, că e greu. La capătul setului de cărți, îndrăgostiții, steaua sunteți voi, da? Puși într-o situație în care trebuie să alegeți. Iar, doi de spade și putere. Trebuie să vedeți
De-aia zic să încercați să vedeți frumosul din fiecare. Și chiar dacă ei vor să manifeste altceva, voi continua să vedeți acest frumos. Dar alegeți. Chestiune de alegere. Vreți să mergeți mai departe, dar încă mai aveți ceva de vindecat. Încă mai aveți ceva de vindecat. Cineva cu marcaj puternic în semnul soarelui sau poate un copil. Ah, aveți de vindecat un copil, poate aveți probleme cu un copil sau un copil trebuie să se vindece. Pentru cei care aveți copii, da? Un copil are nevoie de vindecare sau trebuie să vă vindecați într-o chestiune care ține de copil. Vindecare, creștere spirituală, comunicare emoțională, da? Pentru că nu putem să fim tot timpul rațional, mai ales când avem de-a face cu copii, cu oameni sensibili, cu oameni care au nevoie de ajutor. Este nevoie de un drum, oricum veți avea victorie în această victorie și vindecare în acest sens, la acest capitol cu copiii. Dar trebuie să blocați oamenii care sunt prea orgolioși. Aici este alegeri, alegeri, alegeri. Unii dintre voi încă stați într-o relație karmică, toxică, puterea, diavolul, nouă de bâte. Măi, unii dintre voi sunteți în preajma unui narcisist, cel puțin a unuia. Cinci de bâte în șase, nouă, diavolul, luna. Posibil acest personaj să aibă secrete sau să vă creeze confuzii. Și aici este, trebuie să alegeți. Ce alegeți? Această atmosferă de întuneric? Da? În preajma acestui personaj aveți tot timpul gânduri negative? Sau alegeți să credeți, să vedeți lumina, soarele acesta, să sperați, trecând peste copil? Asta a fost pentru cineva. Trebuie să învățați să sperați, să exprimați sensibilitate, să vindecați, să vă vindecați, să vindecați și pe alții, să inspirați și pe alții într-un fel sau altul. Pentru că oamenii care au trecut prin greutăți pot să înțeleagă pe cei care au probleme. E o dezamăgire aici. Uf, hai să și clarificăm că nu știu de ce. Al doilea mesaj a venit destul de contradictoriu, dar îi dăm noi de cap într-un fel sau altul. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Odată. De două ori, clarificăm. De trei ori, tăiem și clarificăm. Așa. Regina de bâte tot apare, reapare. Împărăteasa. Asul de cupe. Opt de spade, aici este blocajul. Și diavolul. Da. 7 de bâte. Două cărți care exprimă așteptare. Puteți să fiți voi. Sau cineva cu aspecte în semne de aer și se creează aspecte frumoase între voi și ei. Regina de spate. Oricum este o așteptare și datorită distanței și datorită altor probleme, datorită investițiilor, datorită muncii. Dar în această așteptare s-a cam obosit. Există o tristețe, o notă de tristețe. Da? Apare și un patru de cupe la un moment dat. Patru de bâte. E o tristețe, e o tristețe acasă. E o tristețe acasă. Mai. Aici este înțelepciunea la care ați ajuns. E o tristețe acasă. Niște situații acasă, scârție. Nu vă simțiți înțeleși? Da? Și totuși ați vrea să sperați că vor veni aceste oportunități, că va veni ceva bun în viitor,
Dar așteptarea asta vă provoacă. Este Saturn, în șapte este Saturn. Două cărți care arată așteptare. În fine. Deci, luna a fost clarificată de Regina de Băte. Vedeți cărțile sau încerc să... Da. Luna a fost clarificată de Regina de Băte, 5 de băte de împărăteasă, 6 de băte de asul de cupe, 9 de băte de 8 de spade, diavolul de 7 de băte. Și aici este mesajul cel mai important, gândul, gândiți. Depinde foarte mult cum gândiți. În funcție de cum gândiți, manifestați diavolul sau dragostea, Regina de Cupe, victoria, vindecarea. Ce simt? Pe de o parte, am zis că există un narcisist în preajma voastră. Acest narcisist, personaj foarte pătimaș, pătimaș, nu pasional, pătimaș. Aveți conflicte, vă creează confuzii emoționale, vă mai blochează uneori, vă obosește, dar provocarea este pentru că e o creștere spirituală, veți rămâne în picioare, că sunteți rezistenți și voi. Totuși, e o legătură karmică în acest context. Și aici este. Ori ei vă blochează, ori voi trebuie să fiți mai, să vă blocați tot timpul, să vă creați ziduri în jurul vostru în fața acestei energii negative sau karmice. Dacă vreți să vă vindecați și să aveți un spor în ceva. Și zic că există un narcisist pentru că și Regina de Băte poate fi foarte egoistă, geloasă, pătimașă, cum am zis mai devreme, creează confuzii, poate să aibă și secrete, să fie, da, misterioasă, magică. Deocamdată în acest mesaj nu. Sau poate că are secrete, da? De-aia am spus, de narcisist continui mesajul cu narcisistul. Acest personaj, bărbat, femeie, poate mai are o femeie în preajmă care e foarte geloasă, are nevoie de atenție, de cadouțe, de... da. De susținere financiară. Și voi trebuie să vă vindecați de acest personaj. E un pic mai... Mai greu. Acum, alt mesaj. Și cum vă vindecați? În primul rând, prin reprogramarea voastră și printr-o atitudine, prin recrearea granițelor personale. În preajma acestor oameni trebuie să vă să aveți granițe personale bine stabilite. Să știți când spuneți nu, să fie respectat noul. Da? Ați spus un lucru, să fie respectat. Dacă nu respectă, trebuie să găsiți modalități prin care puneți la punct pe cei care nu vă respectă cuvintele, reacțiile, acțiunile. Acum, treci la alt mesaj. Există un personaj în viața voastră care vă creează confuzii. Mai degrabă, poate că vă creează și confuzii, dar în primul rând vă creează confuzii datorită faptului că nu exprimă ceva. Ascunde, își ascunde pasiunea, eventual faptul că se simt atrași de voi. Au o părere foarte bună despre voi, dar există un conflict interior în ei. Pentru că dacă voi sunteți foarte atrăgătoare sau atrăgător, deștepți, cu potențial, cu ceva, cu, în fine, cu ceva, cu o valoare specială, evident că aveți în jur oameni care vă vor și atunci ei trebuie să se lupte pentru voi. Și din acest motiv, pe de o parte, am zis este orgoliu cuiva, nu vor să arate, apropo de vulnerabilitate, depinde, poate să fie gândul lor. Nu? Cum văd ei sensibilitatea aceasta, dragostea aceasta, Regina de Cupe și Asul de Cupe? Pe de o parte, simt multă dragoste pentru voi, ar vrea să vină să vă cucerească, dar aici este lupta. Ce fac? Nu,
își doresc acest lucru, dar știu că trebuie să se lupte și, decât să se lupte, preferă să blocheze și să nu exprime și să nu facă. Și uite, așa se intoxică atmosfera din cauza atitudinilor defensive. Se creează karmă, chiar și dacă nu aveți. Se creează o karmă. Și aici este lupta lor cu gândurile, cu posibilitățile de manifestare. Acest personaj vă iubește. Sau simte foarte multe emoții în preajma voastră. V-ar cuceri. Am zis, vă vede regina de băte și regina de monede. Și împărăteasa. Însă, pe de o parte nu arată, din cauza că nu arată această atracție, această pasiune, se creează confuziile. De altă parte, au și ei conflicte interne, dar interioare, dar mai au și alți oameni. Pe de o parte în viața lor oameni geloși, poate și voi aveți oameni care sunt atrași de frumusețea voastră și de valoarea voastră și trebuie să se lupte, repet, da? Și totuși au ceva în plus, ar veni, s-ar lupta, ar manifesta victorie. Dar, există un dar. După cum vedeți, este foarte frumos în principiu, centru, cu acest as de cupe și șase de bâte, dar după aceea, pac, iar se pică într-o energie negativă, în niște culori sumbre. Apare egoul, apare frica, poate e frica cu diavolul și luna, poate să fie frica. Au trecut prin multe decepții, dacă cumva se luptă și iar vor fi decepționați. Evident că acest lucru pot să spun și despre voi, dar cred că totuși e cineva. Clarificăm acest diavol, te rog frumos. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul. Am văzut 9 de cupe. Da, sunt multe emoții copleșitoare, da. Uneori nu e suficient să simți, nici să fii atras, dacă nu te lupți, dacă nu comunici, degeaba. Adică trebuie să avem toate elementele manifestate ca să avem parte de o relație armonioasă. Clarificăm diavolul, te rog frumos, pentru vărsător. 4 de spade, da, se gândește prea mult. Se gândește prea mult. Pe de o parte, analizează prea mult datorită decepțiilor trecutului. Pe de o parte, pe de altă parte. Frumos ar fi să conștientizeze nevoia de spiritualitate în această situație sau datorită acestei situații să se conecteze mai repede odată la temperanță, la îngeri. Mai. Este un personaj căsătorit. Sau într-o legătură puternică, de familie. Aici este gândul. Gândul, apropo, da, gândul vostru sau al lor, al cuiva, vedeți unde vă aflați, că nu știu niciodată pentru cine, pentru voi sau pentru personajul din viața voastră exprim etalarea. Se dorește temperanță, se dorește creștere spirituală, se dorește manifestarea bucuriei, dar există o familie undeva. Pentru mine, 10 de monede și regina de monede pot să fie relații karmice. Îmi pare rău. Pentru că țin de Saturn și de legăturile acestea pământești. Clarificăm, ia, clarificăm și luna. Te rog frumos pentru vărsător. Luna. Luna. Ia uite, 10 de monede, cum am zis aici, este pasiune,
pentru voi, dar e o familie care stă undeva. Aici este 10 de monede. Sau dorința de putere, de bani. Un job important. Luna a fost clarificat de 10 de monede. Și avem și regina de bâte și apare pasiunea în afara familiei. Apare atracția, apare tentația. Diavolul poate să fie și tentația și atunci ce face? Este lupta cuiva, a voastră sau a cuiva datorită frumuseții voastre, eu știu cum vă vede, că așa pare că vă vede, regina de bâte și împărăteasă. În cazul în care nu vă vede pe voi împărăteasă, este mama copiilor sau mama lor, da, care stă aici ca blocaj. Blocaj în calea manifestării iubirii și a pasiunii. Și am văzut regina de cupe. Și am zis, de la început, depinde cum vedeți voi, că dacă voi vedeți într-un anume fel sensibilitatea și dragostea, s-ar putea să atrageți oameni care văd la fel. Aici trebuie să lucrăm toți, nu doar voi. Unii dintre voi aveți acasă, poate să fie casa voastră. Aveți acasă pe cineva care are secrete față de voi. E acel personaj de care am zis mai devreme, foarte mândru și egoist. Și aici trebuie să vă vindecați, să aveți grijă cum să vă protejați prin creștere spirituală, dar și prin niște granițe foarte bine delimitate. Îmi pare foarte rău când văd această carte atât de frumoasă, Asul de Cupe, da? Și împărăteasă, sunt cărți frumoase într-un asemenea context stresant. Da. Asta e. Cum ar trebui să fie vărsătorii în această poveste, te rog frumos? Cum ar trebui să fie vărsătorii în această poveste? Afară de nouă de spade, de bufniță, de spade, de aer, de bufniță, să vedeți în întuneric. Să înțelegeți, să fiți înțelepți. Să aveți viziune, apropo de gând, da? Să aveți viziune 360 de grade. Snake. Un pic viclen, pe de-o parte. Și iar este similar cu 7 de monede. Să așteptați. Trebuie să așteptați. Și uite unde s-a oprit iar la o carte care este foarte înceată. Construiți încet într-o altă direcție. Cavalerul de monede și 8. Da? 8 și cu 1, 9. Trebuie să vă reconstruiți independența. Aici sunteți voi. Și să vă eliberați de situațiile karmice, de cei care vă țin pe loc, de conflicte. Aici este noua viziune pe care trebuie să o căpătați în această experiență nu foarte plăcută unii dintre voi. Cum să vă găsiți independența și eventual să vă reinventați și spiritual, dar și financiar prin această provocare. Mai. Încă e Saturn, o să mai fie, da? Vărsători. Și 7 numărul lui Saturn. Și 7 și aici. Da. Ar mai fi ceva de clarificat? Clarificăm Asul de Cupe. Hai să clarificăm și Asul de Cupe totuși. Hai, dă-ne detalii. Da. Da. Atracție. Pe de-o parte, trebuie să vă vindecați dacă sunteți unii. Clar că atrageți narcisiști în preajmă.
Dacă, în general, dacă sunteți vărsători empatici și sensibili, veți atrage asemenea narcisiști și trebuie să vă vindecați, să vă descoperiți cheful de viață și eventual să plecați undeva în aventura vieții voastre. Cavalerul de bâte este aventuros, faetonul călătorește, amândoi călătoresc, da? Și acesta în mod special către stea, către stea ar fi vărsătorul, dar nu musai, să vă descoperiți destinul și pe voi înșivă. Trebuie să vă... E o eliberare, așa văd eu cu cavalerul de bâte și faetonul, e o eliberare. Dar eliberarea asta se face plecând într-un alt loc, într-o altă direcție. Acum, pentru cei care aveți de-a face cu narcisistul, acum, acest as de cupe poate să fie, pentru unii, pasiunea cuiva, cum am zis mai devreme, care vrea cu orice chip să vă, uite, și șase de bâte și faetonul, vrea să vă cucerească, simte că sunteți destinul lor. Însă, victoria nu vine chiar de la primele, da, lovituri, de la primele lupte cu concurența. Bătălia aceasta cred că mai trebuie dată o perioadă cu obstacolele, cu blocajele, cu energiile karmice din partea voastră, din partea lor. Încă, da? Încă mai e ceva de luptă. Ia uite, luptă. Luptă cu ego, planuri de viitor și împăratul. Da? Împăratul și împărăteasa. Dar în spate ce apar? Strategiile, fuga de... Acest personaj a fugit de legătura cu voi. A simțit multă pasiune, a simțit că le schimbați viața, a simțit... Wow, câte a mai simțit că vă cunosc dintr-o altă viață și în momentul în care a simțit atât de multe, a fugit. Da? A fugit. A fugit ca să-și păstreze controlul. Dar, pentru unii, este perechea voastră divină, care trebuie să învețe să-și replănuiască viața și să renunțe la ego. Și dacă nu e vorba musai de ego, că toți avem ego, este vorba de a avea putere. Aici, puterea de a se elibera de karma, de karma cu alte persoane, da? Cum poți să te bucuri de o dragoste adevărată dacă ești legat de altă persoană? Aici este întrebarea mea. Poate am prea multe planete în vărsător. Alții poate că acceptă lucrurile așa cum sunt, nu știu. Dar cum să te bucuri de o dragoste? Cum poți să creezi un cuplu perfect dacă mai ai și pe alți oameni în preajmă care nu sunt tocmai politically correct? Cam atât. Eu știu cât v-a plăcut. Vă rog frumos măcar să-mi confirmați din ceea ce am spus ce rezonează în viața voastră. Că am și o nevoie de confirmări. Nu știu de ce apasă etalările astea. Apasă, e o energie care apasă. Deși sunt și cărți frumoase. Deci ceva așa. Copleșitor și în sensul... Da. Asta. Karmic. Vă pup. Numai bine. Dragoste, pace, creștere spirituale și pa, pa.